Coloana vertebrală este una dintre cele mai importante părți ale corpului. Nu numai că protejează măduva spinării, dar este structura întregului corp, permițând statul în picioare și îndoirea cu flexibilitate. Forma coloanei vertebrale este curbată în formă de litera S atunci când corpul este privit din lateral. În mod normal, privită din spate, coloana vertebrală arată dreaptă, dar în cazul în care forma literei S apare dintr-o parte în alta a corpului, ar putea fi un semn de scolioză. Scolioza are mai multe cauze. În adolescență, ea poate proveni de la creșterea rapidă în înălțime. La adulți, cauzele sale variază de la malformație genetică, paralizie, la boli musculare sau degerături. Simptomele scoliozei depind de severitate, care poate fi măsurată printr-un unghi de deviație de la curbura normală. În cazurile ușoare cu curburi de până la 40 de grade, simptomele pot fi deformări fizice, cum ar fi un umăr sau un șold mai mare decât celălalt. În cazurile severe cu curburi mai mari de 40 de grade, simptomele pot include dureri, slăbiciune, amorțeală, dificultăți la mers și probleme digestive. În cazurile cele mai severe de curbări de peste 60 de grade, deformarea poate afecta zona pieptului care ajunge la inimă și produce probleme respiratorii. Există mai multe forme de tratament pentru scolioză, în funcție de severitate. În cazurile ușoare poate fi de ajutor încălțămintea specială sau terapia fizică. De asemenea, sunt benefice înotul, stretching-ul și exercițiile de respirație. Chirurgia este recomandată numai în cazuri severe în care boala cauzează dureri de nesuportat sau deformări fizice sau în cazurile în care sănătatea inimii și a plămânilor sunt compromise. Chirurgia implică de obicei inserții de metal, șuruburi, tije sau plăci pentru a îndrepta coloana vertebrală. Există mai multe complicații care pot rezulta din intervențiile chirurgicale și de aceea trebuie discutat cu un medic specialist.